Salut, domnule. Sunt doctorul Constantin Ionescu, directorul revistei Progresul Social. V-am recunoscut, domnule doctor. Ne-am întâlnit acum 2 săptămâni în cabinetul unui prieten comun, demnitar la finanțe. Da, știu, mi-amintesc. Putem relua și discuția care am început. Vă mulțumesc. Aș vrea să trec pe la dumneata pentru o afacere urgentă și importantă. Vă stau la dispoziție. Poate cea mai importantă din cariera dumitale. Vă mulțumesc. Când aș putea trece? Oricând. Bun. Aș avea o rugăminte. Aș vrea să nu ne deranjeze nimeni. Se poate? Da, se poate. Mulțumesc. Birjar? Domnule Neagu. Da? Aș vrea să mergi pe la justiție și să afli de toate implicațiile în procesul terenurilor petroliere ale domnului doctor Constantin Ionescu. Procesul terenurilor petroliere este o afacere fabuloasă care se ridică la 10 de milioane. Întocmai. Întocmai. N-aș vrea să ne prindă nepregătiți. Sunt vulpe bătrână, domnule Modru. Mă dau peste cap și aflu mai multe. Da, te rog, discreție totală. Domnul doctor este deputat în cel mai dur partid și directorul la revistă... Nepopulară, ca și partidul din care facem parte. Tocmai. Are relații întinse și tare. Înțelegi? Înțeleg. Comisii și comitete, asociații, cluburi. Pe mine personal mă cam lasă rece. Deocamdată n-ar trebui să ne lasă chiar așa de rece. N-aș vrea să intrăm în cine știe ce afacere compromisă. Chiar credeți că ar putea să ne angajeze pentru... Da, vrea să-mi paseze mie afacerea cu terenurile rău mirositoare, pentru că a aflat că sora mea este soția... Domnului Ion Popescu Ino de la Casație. Extraordinar, care va prezida în curând secția unde se află probabil celebra afacere. Și la care domnul doctor n-are cum să ajungă. Stil, domnule, rechin. Nu, nu, cred că alarma este falsă. Îl știu foarte bine pe maestrul Inod. Nu va ceda. Am lucrat atâția ani împreună. Dumnealui v-a recomandat... Oh, pardon, pardon. Dumnealui m-a recomandat dumneavoastră. Asigur, am să trec pe la curtea de casație. Cum aș fi ceva, mă cauți? Înțeles. Noapte bună. Soția mea, Floarea. Doamnă? Sora doamnei și cumnata mea, Cireașa. Cireașa. Domnule Emilian? Ce părere ai dumneata, domnule Modru, de un bărbat care pune copilelor sale asemenea nume? Floarea și Cireașa. Dumneata le-ai pune copilelor dumneitale asemenea nume? Dați-mi voie. Și voie să-ți dau, domnule. Răspunde la ce te-am întrebat. Le-ai pune sau nu le-ai pune? Depinde. Nenea pretinde că tata ne-a pus nume absurde. Și că astfel de nume nu mai poartă nimeni. Dar tata era drag să ne chemi așa. Tatălor, domnule Modru, a fost un om important. Generalul Horațiu Demetrian. A fost general și important. Dar îi plăceau numele în rezonanța lor veche. Cireșico, eu îl întreb pe domnul avocat dacă mi se pare că un asemenea om are puțin tică lipsă de... Costi, te rog. Nu mă rog, doamnă, lasă-mă să vorbesc. Ce părere ai de mine? Le-ai pune sau nu le-ai pune? Mie nu-mi displac asemenea nume. Nu te cred. Vrei să fii politicos? Poftiți-mi de loc. Da, da, da. Da, să fii și dumneata politică. Eu, doamnă, eu sunt un om rezonabil. Ca o să precizez ciudățenia bătrânului. Nu pentru asta venit, nu pentru asta l-am deranjat pe domnul Emilian. Poftiți, doamnă. Domnișoară? Domnul Ionescu? Pentru deranj îl voi onora eu pe domnul avocat. În ce-și vrește amănuntele, apar.
aparent sunt doar neînsemnate pentru că fac parte din seria altor fapte care s-au încheiat cu testamentul. Pentru că și testamentul la rândul lui e o ciudățenie, cântărește un sfert de kilogram. Un testament care... nu înțeleg. Da, domnule Modru. Un testament care cântărește un sfert de kilogram, 50 de col de hârtie. Ce părere ai dumneata de un asemenea testament? Nu pot să spun nimic până nu-l citesc, domnule Ionescu. Nu ți se pare că cel care l-a redactat are puțintică lipsă de... Numai puțintică, puțintică. Ar putea fi mai greu. Da, 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 am inspirat. Și acum altă ciudățenie. Află, domnule Modru, că socrul meu a murit acum un an într-un accident automobil. Aha. Vedeți, un accident ar putea să aibă și aspecte ciudate. Păi tocmai, tocmai, și asta e o ciudățenie. Pentru că el era sigur că va muri într-un accident de automobil. Da, un moment, nu înțeleg. Cum adică era sigur? Da, pe front se spune că a dovedit un curaj împins până la temeritate. Vă rog, asta nu văd legătura. Chiar așa, sau ce rost are, Costi? Are, doamnă, are. Pentru că pe front era sigur că nu va muri de glonț, ci de... Tata a fost un erou. Un om. Da, da. A fost înmormântat la Cluj cu toate onorurile cuvenite. Floarea și Cireașa au plâns ca două fete bune. Bun. După ce totul s-a isprăvit, m-am interesat cum era și normal de succesiune. Generalul, neavând decât aceste două copile, afacerea părea simplă. Da. Ați putea să-mi spuneți la cât se ridică moștenirea? Ați putea face o evaluare? Da, sigur că da. Păi, pământurile și efectele de stat se ridică la, eu știu, 40-50 de milioane de lei. Frumoasă moștenire. Păi, da. Avere, moștenire, mă rog. Da. Unde crezi dumneata că se află averea asta, în testamentul ăsta, în sfert de kilogram? Dumneata, crezi că testamentul pe care l-am în servieta aceasta se ocupă de drepturile de succesiune ale soției mele și acestei frumoase domnișoare? Bănuiesc că da, nu. O, dă-te înșel la mare. În primul rând că actul se află în posesia noastră de 4 zile. Imediat după moartea răposatului am găsit pe biroul lui niște hârtii între care se afla și un plic cu mențiunea iubitelor mele fiice. Am crezut că e ceea ce trebuia să fie. Când colo era o simplă notă prin care se lămurea că testamentul amănunțit se află în posesia notarului său și că se poate deschide, atenție, numai după 6 luni de zile de la moartea ta. 6 luni de zile, zi de zi. Ce zici, dumneavoastră? Noi nu putem judeca și ataca voința unui testor decât în anumite împrejurări. Perfect. Am știut eu de ce vin la dumneavoastră. Și nu crezi că la aceste anumite împrejurări se pot adăuga și anumite fapte de care ți-am vorbit adineam? Eu nu pot să trag o concluzie până nu iau cunoștință cu testament. Dar, domnule Modru, după părerea mea, care desigur va fi și a dumneitale, acest act dezmoștenește pe soția mea și pe această frumoasă domnișoară. Nu e adevărat. Cum nu e adevărat? Nu te dezmoștenește când îți lasă jumătate din a treia parte? Asta este moștenire? Mie mi-ajunge. Îți ajunge ție ca să te măriți onorabil? Am spus că nu vreau să mă mărit niciodată. Iar mie nu mai trebuie nimic. Dumitale, nu ți-a trebuit nimic nici când te-ai măritat. Ba, va ajunge și Floretei și Dumitale, nene, nu te teme. Îmi ajunge mie partea Floretei ca să-mi duc la îndeplinire planurile mele? Dumneata, n-ar trebui să mai duci la îndeplinire niciun plan. Domnule avocat, depun în mâinile Dumitale copia acestui act. Originalul se află în mâinile notarului, care e și executorul testamentar. Perfect. Cine e notarul executor? Bătrân nătâng, Claudiu Roman, care s-a emoționat la lectura acestor foi. Citește. El, actul trebuie anulat. Moștenitoarele trebuie să intre în drepturile lor. Adică dumneata? Ne-am înțeles. Sigur, sigur. Voi citi manuscrisul și... Chiar așa. Manuscris e bun de pus la un premiu literar. Mi se pare că și-o mi-a dat mai puțin în literatură, da. Vreau și eu să citesc testamentul. Ce este în el atât de grav ca să ne socotim nedreptățite? Corect. Convinge-l tu.
Mie nu mă mai interesează. Nu mă mai interesează ce reșită. Nu înțeleg de ce m-ați adus aici. Dar cum de ce? Dar ești moștenitor de drept. Tocmai. Mă rog frumos, domnule Modru, convinge-l dumneata pe doctor. Chiar nu ar fi trebuit să ne-l dea întâi. Pentru că ce spune acolo tătuța e mai important decât moștenirea dumneavoastră. Oh, în orice caz, a mea nu e, domnișoară. Bine, bine. O să vedem ce e și cu moștenirea, dar deocamdată vreau să ascult glasul tătuței. Costi, te rog. Doamnă, te rog. După ce precizăm chestiunea juridică, poate urma și cenaclul literar. Iartă-mă, domnule Modru, dar am ținut să fie de față și persoanele sensibile, să vadă că manuscriptul, cum spui dumneata, a trecut în mâinile altcuiva. Să nu mi-l ceară de 100 de ori pe zi. Ah. Să ieșim o dată la realitate, domnule. Bine. Vom vedea. Ce să mai vedem, domnule? Lucru pare neîndoielnic. Vă salut, domnule Ionescu. Doamnă? Iertați-ne dacă... Nu, asta mi este profesiunea. Domnule Modru. Ce ești acolo? Comisară? Domnule Modru, pe curând. M-a așteptat până am ieșit. La casație totul este simplu, dar și destul de curios. Adică? Procesul se află în continuare la justiție, iar la casație nu l-au primit. Un moment, domnule Neagu. Afacerea pe care mi-o propune doctorul n-are nimic de a face cu procesul terenurilor de la casație. Păi atunci, de ce o veni? O problemă de succesiune. Atacarea testamentului lăsat de socrul său, generalul Horațiu Demetrian. Motivul? Nu e prea clar. După cum ai văzut, aminte soțit de moștenitoarele legale. Soția sa și cumnata. Prin București se vorbește de o tentativă de divorț a doamnei Ionescu. Acum câțiva ani se zice că Ionescu, amator de aventuri nu prea galante, a creat o situație destul de delicată în familie și astfel s-a ajuns la punctul de a fi divorțat. Cum adică la punctul de a fi? Nu prea mi-e clar. Nu, nici mie. Termeni obscuri. Bârfă bucureșteană. Ce s-a întâmplat? Am uitat ceva. Un moment mai. Eu plec că... Mulțumesc, domnule Neagu. Am trimis damele înainte cu birja și m-am întors ca să-ți dau câteva explicații. Mai întâi să te asigur că onorariul te va mulțumi. Domnule Ionescu, nu-mi cape nici o îndoială. Dar deocamdată nu pot spune că am luat cazul. Nădăjduiesc totuși că îl vei lua. Sper să vorbim de afacerea noastră în cel mai scurt timp. Îți dau 3 zile. Lectura e penibilă. Când cineva, în loc să se ocupe de persoanele pe care le-ai văzut, divaghează asupra... diagnoza, mi se pare că e clară. Vrei să știi de ce n-am comunicat femeilor testamentul, ca să zic așa, literar? Exact, da. Doamne, în primul rând pentru că sunt femei. Și în al doilea rând pentru că sunt fiicele tatălui lor. Ce vrei să spuneți? Nu fi naiv, domnule Modru. Pentru că și lor le lipsește puțin tel ceva. Dar să știți că și eu sunt puțin tel cam... Dar sunt poet, nu? Dumneata ești în primul rând avocat. Ele au vreme să-l citească după ce vom face cele necesare. Și care sunt, după părerea dumneavoastră, cele necesare? Păi, în primul rând, să ne adresăm unui medic specialist. Te asigur că voi lua toate măsurile, încât cei care vor hotărâ să fie și ei pregătiți. Vrei să știi de ce m-am adresat dumneavoastră și nu altă avocat. Nu? Poate pentru că sora mea este soția domnului Popescu, Inod? Da. Eu nu știu. Mă bucur foarte mult. Mă rog, să zicem cum am înșelat. Totuși să nu crezi că nu apreciez această întâmplare. Ducem lupte ca să îi zbutim în viață, deci să folosim toate armele, naivii cap la fund, nu?
Rănescu, să știți că nu toți purtăm semne victoriei în frunte. Eu cu atât mai puțin. Nu-ți voi aduce injurie să te socotezi naiv. Dacă ai fi fost așa, n-ai fi făcut carieră. Tu că ai talent. Nu vorbesc de poet. Vorbesc de avocat. Totuși, talentul nu e îndestulător. Încă o dată vă mulțumesc. Nu încerca să fii ironic. M-am adresat de mitare nu din pricina doamnei Popescu Inot. Nu? Nu. Ci din pricina unei tinere puțin telcam romanțioase, pe care a admirat-o acum un pătrar de oră și care se odihnea în fotorul acesta. Domnișoara Cireșica Demetrian? Exact. Am impresia că ea te apreciază și în alte ipostaze. A, mi s-a părut că am văzut-o la o șezătoare literară de la fundație. Exact. Merita să fie zărită. Am impresia că ea te apreciază ca poet. Nădăjduiesc că va fi sensibilă și la proza avocatului. Am să încerc, domnule. Așa. Te rog să reflectezi asupra tuturor perspectivelor care se deschid. Avocatului inteligent și tânărului simpatic. Am să reflectez, da. Am să reflectez. Am un alături. Și eu. Vorba colegilor mei de la gimnaziu de la Brașov. Durere. Domnule avocat, pot să plec și eu? Desigur. Vă mulțumesc. Frumos. Ați avea bunătatea să-mi spuneți dacă am plăcerea să vorbesc cu domnul avocat Emilian Modu? Aveți asemenea plăcere. Sunteți chiar domnia voastră în persoană Emilian Modu? Da, domnule. Vreau să mă iertați că mi-au toate precauțiunile. M-ați iertat. Dacă după câte înțeleg m-ați iertat, atunci dați-mi voie să mă recomand. Mă numesc Claudiu Roman, notar public. Poftiți, domnule Roman, luați loc. Vă mulțumesc. Am spus Claudiu Roman. Am înțeles. Nu e prima oară când aud acest nume. Luați loc. Desigur, l-ați mai auzit rostit puțin timp înainte de domnul doctor Constantin Ionescu. Într-adevăr. De unde știți? Aveam și eu informațiile mele. Doresc să nu vă supăr cu nimic, domnule avocat. Nu mă supărați cu nimic, domnule notar. Atunci veți avea amabilitatea să-mi acordați nițel timp. Vedeți? Am spus nițel ca la București. Vă rog să nu mă refuzați. Nu, nu vă refuz. Vă stau la dispoziție o jumătate de oră. Prea bine. Mă rog frumos,
În acest plic mare se află cumva testamentul excelenței sale, fie iertatul general Horace Demetrian? Da. Vă văd puțin contrariat. De data aceasta n-aveți niciun motiv. Copia de față a fost întocmită în biroul meu și am așezat-o cu mâinile mele în acest plic pe care l-am înmânat domnului Constantin Ionescu. Aveți amabilitatea, vă rog frumos, să puneți acest plic într-un loc mai sigur? Unde eu mi-am luat angajamentul să citesc acest testament. Și o voi face atunci când voi considera eu de cuvință. Da. Iar v-ați supărat. Nu m-am supărat, dar aștept să-mi explicați motivul vizitei dumneavoastră. Ba da, v-ați supărat. Doresc să cunoașteți că eu nu am venit la dumneavoastră în calitate de adversar și nici că am în această chestiune vreun interes personal. Țin numai să-mi fac datoria față de fiertatul meu client și din simpatie personală față de fetele sale, am datoria să veghez ca legatul să se îndeplinească față de domniile lor, fără știrbire. Doctorul mi-a explicat cu totul altceva. Da. Domnul doctor înțelege să anuleze legatele speciale, iar partea soției sale, pe care o consideră ca pe a sa proprie, în felul acesta se măsămărească în mod considerabil. Domnule notar, domnul Ionescu nu a intrat în asemenea mânte. Se pare că testamentul cuprinde și o dizertație cu caracter literar. De caracter științific, domnule avocat. Nu, fie și de caracter științific. O dizertație care pare mi se ar îndreptăți anumite concluzii asupra stării mentale ale posatului în momentul întocmirii testamentului. Domnul avocat a citit testamentul? Dar voi citi. Aș dori să vă aduc la cunoștință unele amănunte mai mult sau mai puțin importante. Mai înainte însă v-aș ruga a confirma dacă dumneavoastră sunteți fiul lui Aurel Modru din Arpaș. Da, domnule, sunt fiul domnului notar public Aurel Modru din Arpaș. Dar nu am nicio legătură cu testamentul. Mă aflu liniștit și cu privire la această informație. Am fost coleg cu tatăl dumneavoastră de școală și am rămas prieten până la sfârșitul vieții sale. Deci, să revenim. Am înmânat această copie domnului Constantin Ionescu. După 4 zile, aflu că doamnele nu au luat cunoștință de conținut. Cum domnul doctor refuză pentru motivele sale să le înmâneze copia, domnișoara Cireșica îmi cere mie originalul. Nu să-i înmânez, că asta nu se poate, ci să-i comunic conținutul. Am luat originalul și l-am depus în seiful de la Banca Ardelean. M-am urcat în tren și am venit la București. Nu înțeleg unde vreți să ajungeți, domnule notar. Iar v-ați supărat. Nu. Da, v-ați supărat. Am impresia, am chiar convingerea, că cineva a umblat în geamantanul meu. Fie în tren, fie la hotel. Aha. Și pe cine bănuiți? Bineînțeles, pe domnișoara Cireșicanu și nici pe doamna Floare. Doamna Floret, Floare, a declarat că nu o interesează testamentul. Și nu s-a arătat indignată din posibilitatea citirii lui. Într-adevăr, doamna Floare nu mai poate fi de mult indignată. Viața și sănătatea ei s-au ofilit. Nu mai are indignare. S-a resemnat, domnule Modru. De ce? Cândva generalul a socotit că face fericirea copilei sale, consimțind să o dea de soție unui bărbat de viitor, cum și-a arătat domnul Ionescu. Domnul Ionescu a făcut carieră, dar clientul meu a aflat între timp că fiica sa este în continuare nefericită. Bineînțeles, doamna Floara ar fi dorit divorțul, dar excelența sa avea în privința căsnicii părerile de pe la noi. Adică prejudecăți, cum le zic unii.
destul de trist, nu-i așa? Da. Acum, eu nu pretind că domnul Ionescu a putut sili pe doamna Floarea, nu mai vorbesc de doamna Cireașa, să-mi ceară mie originalul. Dar sunt sigur că ar dori dispariția și a originalului și a copiii. Domnule notar, poate vă înșelați. Poate că nu a căutat nimeni în geamantan. Îl recunosc. Și asta e posibil. Nu mă înțeleg nimic. Unde vreți să ajungeți? La dumneavoastră. Scuzați-mă. Alo? Avocat Modru. Da, vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Foarte bun. Mă rog frumos, domnule avocat, țin să vă atrag atenția că acest act a fost terminat de față cu martori. Și nu v-ați afla într-o situație prea bună dacă ar dispărea sau ar suferi lipsuri. M-aș afla oarecum la dispoziția domnului doctor, nu-i așa, domnule notar? La cererea clientului meu, în ultimele zile ale vieții sale, am cercetat afacerile domnului Ionescu și am aflat dibăcii și mijloace cărora nu se cuvine să vă subordonați. Mă rog. Domnule Modru, ce părere aveți despre domnișoara Cireșica? Domnule notar, nu înțeleg sensul acestei întrebări. Totuși pot spune că am o părere bună despre domnișoara Demetrian. Vă mulțumesc. Sensul întrebării, într-adevăr, nu e greu de explicat, dar... Da? Ați fi capabil să luați vreo hotărâre care ar provoca mâhnire domnișoarei Cireșica? Vă întreb asta în calitate de prieten al tatălui dumneavoastră. Nu, n-aș putea să provoc nicio mâhnire, domnule. Perfect. Mâine duminică, după ce veți primi o înștiințare telefonică, vă veți prezenta la locul care ați fost anunțat, unde sunteți așteptat. Vă rog să notați. Notez. De cine sunt așteptat? Nu vă spun. Veți afla și singur. Deci, luați și copia testamentului cu dumneavoastră. De la prima stație luați un taxi și vă dați jos în strada Dionis, numărul 35. Intrați în curte, urcați scările și sunați. Vi se va deschide. Veți spune: domnul notar public Claudiu Roman a lăsat aici pentru mine un ordin. Vi se va răspunde da. Ați notat? Da. Eu astăzi seara trebuie să mă întorc la Cluj, unde voi avea plăcerea să mă întâlnesc cu domnul doctor, care a ținut atât de mult să mă afle aici și nu m-a găsit. Prefer să mă întâlnesc la Cluj, pe terenul meu. V-am mai spus doar, mă tem de dânsul. Drum bun, domnule notar. Vă mulțumesc pentru atenție, domnule Mozu. Ah, nu. Prefer să mă întorc pe unde am venit. Asta din București. Câte iluzii și naivități am adus cu mine din Făgăraș. Toate s-au dus. S-au spulberat. Doctor Ionescu. O forță? Asupra lui s-au îndreptat săgețile notarului în toate discuția. Unde vroia să ajung? Ce caută domnișoara Cireșica, Cireașa, în afacerea asta? Cochetă, zâmbitoare. Dar doamna Floarea? Bă, singura victimă, deocamdată, este doamna Floarea.
Da, sigur. Domnișoara, cerea așa. Urmează să mă convingă pe mine ca până la urmă să fie convins bunul meu cumnat, domnul Popescu, Inod. Da. Calea doctorului e vine arasă. Cireșile, deci, pot fi acide. Notarii se pun în slujba celor tari. Aș fi mărturisit-o. Mi-e frică de el. Atunci, care este rolul meu? Care este rolul meu? Ce caut eu în afacerea asta? Unde alergați așa? De unde mă cunoașteți? Eu sunt vecinul dumneavoastră de prăvălie, adică nu chiar vecin. Eu am o papetărie, mai spre colț. Și cu ce vă pot fi de folos? Cu nimic. Apropo, l-am văzut ieri pe domnul deputat Ionescu, cu soția și domnișoara. Parcă a oprit la dumneavoastră. Un proces, nu? Ce vă privește pe dumneavoastră? A, nu. Întrebam. În orice caz, dacă domnul deputat a apelat la dumneavoastră, sunteți un om făcut, sincer, vă invidiez. Domnule, mă iertați, sunt foarte greu. Sunteți un om făcut, domnule vostru! Mine. Domnul notar public, Claudiu Roman, a lăsat pentru mine aici un ordin. Într-adevăr, numele meu e Agripina Micu.
Soțul meu, profesorul Dionisie Micu, nu este acasă. Profesor? Da. Mă rog. A fost profesor. Acum ține un bir. E o poveste lungă și interesantă. Poate o veți afla cândva. Poftiți înăuntru. Mulțumesc. Dionisie și arechea lui. Vine băița în urmă. Ce scuze că nu m-am prezentat. Știu cine sunteți. Sunt bucuroasă să vă cunosc. Vă mulțumesc. Din moment ce știți cine sunt, probabil că știți și cine mă așteaptă. În privința asta, vă văd așa în înăbuire, domnule. În câteva minute veți afla singur. Vă rog să mă drumuri. E timpul drumurilor. În șesuri atârnă perdeaua fumurilor. Pe țarcuri flutură veac de cremene. Râul și cerul curg gemene. De la Zamolxă și Burebista rege, văzut ai fulgerul alb al romanilor, ca și spulberul negru al fumurilor. Și ai rămas sub vechea lege, făgăraș, cuib al zăganilor și al străbunilor, înălțime ale norilor, țelaș al păstorilor. Mărturisește, domnule Modru, că nu știi cum, de unde și de când cunosc eu aceste versuri. Nu mai știu nimic în clipa asta, înșară. După ce-ți voi explica, ai să scurtezi puțin din mândria pe care ai avut-o ieri, când probabil ai aflat de la doctor că nu lipsesc niciodată de la așezătorile literare la care dumneata participi. Mărturisesc doar că nu era atât mândrie, cât mai degrabă surpriză, domnișoară. Da, fă-te comod. După ce am cunoscut de la tata versurile Făgărașului, așa a numit tata poemul cu care te-am întâmpinat, am avut curiozitatea să-l cunosc pe autor. Vai. Apoi m-am aflat puțin când dezamăgit. Vă mulțumesc. Versurile acestea sunt singurele dumitale versuri sincere. Tatălui meu îi plăcea un chip deosebit. Și te stima. Fără să te cunoască. Mă simt onorat de atenția generalului.
ca și de dumneavoastră. L-am învățat pe din afară. Atât în memoria lui, cât și ca să fiu dragă. Ia loc. Nu merită atâta osteneală, domnișoară. Mai ales că nu ele, versurile sunt motivul întâlnirii noastre. Da, desigur. Am uitat să adaug și din dorința de a nu te avea dușman. Și ați reușit în parte. Am adus testamentul. A, da. Desigur. Testamentul. Loretta! Loretta! Trebuie să fie aici, sora mea, așa? Da, sigur, desigur. Era ascunzișul nostru din București, al meu și al lui. Și al surorii mele, în zilele ei negre, vă noi să știți. Sora mea a trecut într-o vreme printr-o situație limită. Nu știu. Ba da, să știți. Nu știu. Să știți. S-a întâmplat ceva? Mă cheamă doctorul? Nu, surioare, nu s-a întâmplat nimic rău. Atunci ce-mi spui, Floreta? Nu știu de ce. Poate ca să ne gânjesc puțin pe domnul avocat Modru care a sosit. Să rămâne, doamnă. Luați loc, domnule Modru. Luați loc. Domnul Modru a venit să ne comunice testamentul. Nu-i așa? Domnul Modru. Poftiți. Oare nu ne tulbură nimeni? Poate ar fi mai bine să luăm întâi ceaiul, da? Am fi putut prefera ceea ce ne-a adus domnul avocat Modru. Iartă-mă, domnule avocat. Deși, poate ai dreptate, ar trebui să-i sprăvim întâi și cu datoria asta. Uite cum bat din palme. Toate se vor prezenta pe masă ca prin farme. Mulțumesc. În dimineața, ca să-mi păstrez silueta. Dar, doamna? Eu nu. Eu sunt bolnavă și mă tem să nu vină cineva să mă cheme. Stai liniștită, surioară, să-ți urtui la Cluj. Da? Are acolo treburi încurcate și discuții lungi cu domnul notar Claudiu Roma. Doamne, doamne, cât am să duc eu viața. Acesta este testamentul meu scris de mine, generalul de divizie Horatiu Demetrian. Aici este ultima mea voință pe care o afirm, cunoscând că zilele omului sunt nesigure. Aș fi dorit să trăiesc până ce aș fi văzut stabilite și fericite pe fiicele mele, floarea și cireașa, dar am presentimentul că nu voi putea ajunge să-mi cunosc îndeplinit această speranță.
foarte posibil, după aprecierea mea, să pierd brusc pe invențiile acestui F, de avion sau automobil. Am pus aici ultima mea voință. Sau mai curând, am pus aici inima mea. Iubitele mele copile, știți cât de mult îmi sunteți dragi. Mama voastră s-a prăpădit prea curând. Eu am încercat să acopăr pentru voi lipsa ei și am găsit în voi mângâiere la singurătatea mea. Să știți că în cea din urmă clipă, în ochii mei, va îngheța imaginea voastră. Să nu fiți mirate de concluziile testamentului meu, vă scriu aceste explicații. O mare zbuduire mi-a adus-o războiul. Eram colonel de infanterie și partizan al avântului sufletesc. Destinul neamului nostru, după nedreptatea de veacuri, păreau că se îndreaptă spre lumină. Entuziasmul ofițerului, îndrăgirea soldatului, au marcat în fiecare colț de pământ al luptelor o valoare încununată de moarte. Un popor care însumează într-o singură campanie mai multe jertfe decât s-au produs în decursul secolelor anterioare nu putea să nu izbândească la Mărășești, Mărăști și Oituz, precum și în alte părți. După asemenea satisfacții și izbânzi, s-a întâmplat să mă aflu într-o zi la o masă veselă cu mai mulți camarazi. Rosteau cuvântări entuziaste, sărbătorind într-un fel momentele noastre de victorie. Domnilor, sunt fericit că sunt ofițer român și că sunt alături de ofițeri ca dumneavoastră. În cinstea victoriilor noastre și altor victorii care sunt sigur că vor veni. Domnilor, propun să închinăm în cinstea fiecărui camarad în parte. Ștefănescule, nu știu dacă avem atâta șampanie. În primul rând, să urăm în cinstea bravului nostru comandant, domnul colonel Horațiu Demetrian. Să trăiască! Ce e cu atâtea laude, domnilor ofițeri? Dacă vreți laude, atunci să ne aducem aminte de zilele dezastrului. Am văzut atunci un lucru care m-a înfricoșat. Pe de o parte, o armată perfectă a inamicului, care opera distrugător. Pe de altă parte, armata noastră, care se retrăgea cu privirile în pământ, dar care parcă își primea seva de la morții din veac, renăscută imediat. Așa că dacă vreți să lăudați, domnilor, lăudați-i pe morți și pe jertfiți. Acest neam de dacoromani, neam îndărătnic, care se luptă pe acest pământ de mii de ani, pe care are în sufletul său rezerve pe care nu le bănuiește nimeni. Vă mulțumesc. Încă una din ciudățeniile colonelului Demetrian. Mulțumesc.
Ei nu știau că eu primisem o inițiere surprinzătoare de la pământ și de la oameni. Soldați umiliți, umbre trecătoare din mulțimea pământenilor. Am auzit odată la un foc de vetej o istorisire a unui soldat. Eram în schimbul al treilea de santinel în post. Se revărsau zorile de anul nou. Stam așa, mă gândeam acasă. Și văd pe linia santinelelor, pe dosul locotenent. Ăsta, mi zice, că formă a murit. Îl văd venind cu sorba la mână. Dimineața, Mătroga Ion, și la mulți ani de anul nou! Să trăiți, domnul locotenent! De ce e supărat, Mătroga Ion? Nu sunt supărat, domnul locotenent. Mă gândeam la ale mele. Acasă, la copii, la nevastă. Lasă asta, acum trebuie altceva, Mătroga Ion. Acum trebuie tărie și credință. Hai! La asemenea vorbă, mi s-a întărit sufletul. Pe urmă, domnul locotenent, ăsta mi zice că după urmă a murit. S-a auzit la domn major. Bă, vine și domn sergent Agapie de mă schimbă din post și până mă pornim cu toții spre camarazi. Buruc. Cum pusesem și eu. Alții mai proști glumeau fără grijă. Alții scoseseră de pe ei rufele și le citeau ca pe niște gazete la foc. Ca acum. Spune unul una, spune altul alt, mai jură pe inamic. Cu socoteală. Mergem la treabă. Trebuie să-i scoatem pe nemți din dealul Bărăștilor. Ce să facem? Hai să scoatem pe nemți din dealul Bărăștilor. Ne-am pornit pe la ceasurile 3. Domn sublocotenent ăsta, cum îi zice, mergea înainte cu carabina în mâna dreaptă și cu sorcova în mâna stângă. Înainte! Urmă au început unuri, puști, mitraliere,
cântece de urare de anul nou. Până seara am ajuns cam până la 300 de metri de santinelele nemților. Ce băi, auzeam boscorodind în limba lor. Cioroboro, maspațir, toată noaptea, focuri de armă, pușcături. Am ajuns, am luptat cu unii, cu alții. Pe lângă mine veneau și ceilalți, uitându-se pânciși. Inamicul s-a retras repede, pe altă linie de tranșee. Și atunci, domn sublocotenent ăsta vine la mine. Avea el ceva cu mine, poate unde eram mai bătrân decât el alții. Bine, Motroga Ion, tu ai intrat cel din tâi la dânși. După aia s-a prăpătit. Domn sublocotenent. Asta am băgat eu de seamă mai târziu, că se uitau toți în pământ, parcă își aduceau aminte de ceva și acel ceva s-ar fi aflat acolo, în adâncuri. Din etapă în etapă, de ploi de toamnă și pe arșițele verii, am străbătut brăganurile, am urcat colinele, pas cu pas și popas cu popas. Unitățile noastre au acționat cu intensitate maximă și în marginile celor din urmă posibilități. Petreceam zile scurte și putrede, și nopți lungi. În sufletul meu stăpânea o tăcere de moarte. Tot așa, odată, mergeam într-o inspecție. Să trăiți, domn colonel. Sunt soldatul Gabriel Tudose, din regimentul 15, batalionul 1, compania 3. Până ieri am fost la spitalul militar. Acum mă transportez la alt spital, de covale, nu știu cum îi zice. Și cu ce te transportezi, Tudose, la acel spital de convalescență? Cu piciorul, domnule colonel. Ai fost rănit la picior? Da, să trăiți, domn colonel. Numai la picior? Nu, domn colonel. S-a întâmplat să am și prin alte părți. Fii bun, camarade Gabriel Tudose. Și spune-mi și mie, cum s-a putut întâmpla așa ceva? Uite, primește această țigară și spune. Da, domnule colonel. Să trăiți, domnule colonel. Se cheamă că noi am luptat la Oitus. Era într-o zi a lunii noiembrie. Nu era cald, nu era frig. Vreme bună de alături. Până către amiază a fost liniște. La amiază, artileria lor începe să stropșească în tranșele noastre. Nu știu cum au fost simțit ei că noi ne pregătim a ieși la atac. Bate-i jumătate de ceas, bat un ceas, bine, lasă-i să bat. Hai, flăcă-i, zic unii și alții. Ieșind din tranșee. Numai ce se sparge o căldare nu departe de mine. Mă ajunge o schijă la brațul stâng. Nu-i nimic. Pot merge și așa. Se cheamă că dreapta e sănătoasă. Dar nu trece mult și se fărâmă iar un obuz și îmi umple sufletul de putoare. O țandără îmi ia o bucată de ureche. Zic, dacă mă ia așa cu câte o bucățică, apoi mai am până de seară. Aud pâc în cizmă. M-a pleznit peste picior. Dar pot merge. Se cheamă că nu pot rămâne de ceilalți. Al gluntei în genunchiul stâng. N-are face. M-am mai zgâriat și altă dată. Schimb încărcătorul și urmez atrage. Și mă tot duc până ce aud că strigă feciorii.
Bag seama că nu mi-e tocmai bine. Curge sângele și de aici și de cole. Au venit doi brancardieri și m-au luat cu targa. Asta-i. Servește, camarade. Mulțumesc, domn colonel. Domn colonel, am și carte, domn colonel. Cazul nostru, camarad, Gabriel Dudose, în amintirea lui 10 noiembrie 1916. Semnează un colonel, un maior și câțiva ofițeri. Am primit veste la spital că domn capitan Capra Anastase și domn locotenent Irimescu Ilie, care îi scălesc aici, s-ar fi prăpădit. Se poate. Ce-i viața omului? Cu încântată surprindere, constatam în oastea aceea în retragere, care mă făcuse a dezdănăjdui o clipă, puterea de suflet care pe urmă a ridicat-o iar și a asigurat izbânzile. Am găsit în cartea mea de campanie un raport al sublocotenentului Alexandru Stegărescu din regimentul 38, infanterie. Domnule colonel, permiteți-mi să raportez. Vă rog să-mi acordați pedeapsa ce mi se cuvine pentru abuz de comandă. Nu înțeleg, sublocotenent. Fii mai explicit. Da, domnule colonel. Era într-una din zilele lui septembrie. Era un început de toamnă dobrogeană cu un soare arzător. Trupa suferea de sete, dar oamenii nu se plângeau niciodată. Nici de foame, nici de sete. Ziua din pricina arșiței mestecau foc, cum ziceau ei. Stăteam în adăposturi cu ochii țintă spre o fântână. Între noi și fântână era un spațiu gol măturat de gloanțele inamicului. Atunci am făcut ceea ce nu s-ar fi cuvenit să fac. Camarazi, care din voi se duce până la fântână? E tânăr săracu și nu poate să rabde ca noi ăștia. Ne ducem noi, domn sublocotenent. Vă bizuiți voi că ați putea? Ne bizuim, că de-aia ne ducem. Una alta, asta este. Bine, duceți-vă. Hai mai repede. Dar fiți cu băgare de seamă. Nu întârziați și procedați cu repeziciune. Am înțeles, domn sublocotenent. Știm noi. Una alta, asta este.
lăsa pupii. Și tu. Lasă gălețile, le iau eu. Dar ce vrei să faci? Vezi fără oza niște dulceți. Merg. Unde-i Andrei? Serviți o gură de dulceață și apă. Oamenii subții nu beau apă goală. E într-adevăr un act de eroism sub locotenent. Aș vrea să-l cunosc și eu pe omul acela. Am înțeles, domnule colonel. T-a prezentat la mine. L-am întrebat. Cum ți-a venit să-ți faci din armă cobiliță și să treci prin glanțele dușmane, camarade? Vreți, domn colonel, așa mi-a venit. Dacă e rânduit, moartea găsește și pe viermele din stâncă. Eu nu mă dusesem de joacă la fântână. Dar îmi treabă. Că vă dau sublocotenent, era sete. Vorba, am dat și apă la dobitoace. Să cheamă că m-am răscumpărat. M-am hotărât să apropie asemenea om de mine. Știi carte, Grigore? Nu, domnule. Așa, pot lega buchile să scriu o scrisoare, dar nu sunt cărturar. Am mai aflat câte ceva de la ea bătrânii. Am mai învățat și eu. Una alta, asta e. Din livretul dumitale, reiese că vei fi fiind din Putnoi, adevărat? Da, domnul. Noi suntem răzdeși și vizantii. Aha. Ce fel de oameni sunt acolo? Oameni ca toți oamenii. Unii mai buni, alții mai răi. Asta e după cum se naște fiecare. Da. Toți avem un trup care se preface în țărână. După ce mor, mai faptele tale contează. Dacă faptele ies bune, după legea pământului, rămâi în lumina neamului tău în veci. Dacă nu, cazi din întuneric și în scârba neamului tău. O să zic că dumneata vei fi fiind dintr-o seminție de pricepuți? Da, domn Cor. Da. La taică meu n-a învățat prea multe. Dar bunicul meu și-a păstrat numele cu dreptate. El cunoștea florile, viețuitoarele. Păsările, a fost cioban. Ați învățat și ceva cântece? Nu, domn colonel. Cântecele și descântecele sunt partea muierilor. De-aia nu-ți place muzica militară. Ba, domn colonel. Eram acasă, auzeam lăutarii cântând, venea așa un chef să petrec, să trăiesc și să joc. Da, aici. E așa huiet și așa zgomot de dubă. Mi se sperie mai mult sufletul. În așa chip mi-am însușit o primă cunoștință de la Grigore Precepotul. Onoarea lui era mai presus de bani, ori bunuri materiale. Minciuna o așeza printre păcatele negre. Într-o zi, îmi căutam adăpost nou pentru comandă. Ce faci acolo, Grigore? Trăiți, domn colonel, una alta, mă ocup cu ale mele. Și ce e aceea din mâna dumitale? Asta e curcuța mea cu care pot cunoaște ce e sub pământ, domnule colonel. Și ce și cum poți cunoaște? Asta este crenguța fântânarilor, sau urcuța fântânarilor. Asta e de măcești, dar am acasă una mai mare, una de salce căprească. O am de la bunicul. El fiind cioban,
Trebuie să aibă știință, o să-și așeze stâna. Și l-a învățat un fântânar cum să găsească loc uscat și curat. Să ține așa între două dește că o cumpără și ai de la ea cunoaștere de ce e pe pământ. Și de unde ține cunoașterea? De la lemnul. Și de la mine. De ceea ce faci dumneata acum, știința modernă numește telestezie. Sau radiestezie. Știai? Sărita Sfântul. Eu nu sunt cărturar, v-am spus. Nu asta citiți în cărți, una alta. Eu citesc în lemnuși. Și asta e știință, dar e altfel de știință. Asta e lăsată din bătrâni și nu de greș. Dar cu ce anume vrei să citești? Vreau să aleg loc viu pentru adăpost și potrivit și în alte privințe. Adică să nu fie apa prea aproape sau să nu fie scurmat și săpat de cineva. Și ce dacă e scurmat de om? Nu se cuvine să clădim adăpost peste un loc unde a fost îngropat morții. Aici, de pildă, e umed. Sau umedile nu știu. Vine iarna și luptele stau, așa că s-ar putea să zăbovim până în primăvară. Să caut un loc mai uscat. Și în celelalte puncte ce ai aflat? Ce s-a aflat, domnule comandant? În celelalte, scurmate de om. Am aflat. Sunt și în poiana asta ciolane de oameni vechi, ca în toate părțile. Este un semn anume când apele sunt amestecate cu metal. Oasele păstrează în ele umezeala, o trag din pământ și o păstrează. Iar armele ruginesc și în amestecătura lor păstrează și ele apa. E așa ca un fel de putregai, ca o arsură. Nu e loc, nu-i șez, nu-i deal, nu-i vale de apă pe pământul ăsta unde să nu fi fost bătălie în vremea veche. Ca și în zilele noastre. De unde știi tu toată asta, Grigore? Tot așa. Am aflat de la bătrâni. Pentru că la noi, în țara asta binecuvântată să crească de toate, au venit semințile și nate din alte părți din lume. De-aia n-au avut nici bătrânii liniște. Numai oase peste tot. Au fost prăpăduri mari. Când cu hunii, când cu tătarii, când cu alții. Mai înainte de asta, au fost căpcăunii. Din ceasul acela am avut un sentiment deosebit pentru Grigore Priceputu. Nu. Nu prietenie. Ceva mai profund, mai subtil și organic. Un fel de legătură triunghiulară între mine, pământ și acel om rar. Curând, corespondența n-a mai rămas decât între inima mea și pământul în care s-a integrat Grigore Priceputu. Când i-a venit ceasul să se adauge la strămoși,
Acest om remarcabil, simplu în aparență, a fost pricina noirii mele. Grigore nu a fost singur. Ca el au căzut și alții. Și ca el au rămas bolți. M-am obișnuit a-i cunoaște. Aceste individualități de elită îmi dovedeau că oricare ar fi fost vicisitudinile istorice în lumea aceasta de la Carpați, care a cunoscut cândva o înflorire culturală aparte, oamenii, depozitul sufletesc și l-au păstrat. El, Grigore Priceputu, și lumea aceea de altă dată, aveam motive să o văd proiectat în viitor. După ce s-a izvorbit războiul, m-am mutat la Cluj. Un vis pe care îl nădăjduiam de mult, în sfârșit se înfăptuise. Unirea cea mare. Din înfrângeri și suferință a ieșit izbăvirea de acum. Primăverile acestui neam au fost scurte, iernile lungi. Așa e rânduiala văstuhului Daciei, cum ar spune Priceputul. Așa a fost rânduiala istoriei sale. Soare și vifor. În sfârșit, copilele mele, veți înțelege de ce, dintr-o avere destul de însemnată, nu vă las vouă o parte cea mai mare. Averea aceasta moștenită mie nu mi-a fost de niciun folos, propriu zis. Am primit o avere mult mai mare de la Grigore Priceputu și de la alții ca el. Ca să mă pot integra la forțele și la sacrificiile trecutului și ca să pot da ceva pentru comunitatea aceasta din care fac parte și eu și Grigore și alții, trebuia să fac ceva. De aceea socot să împart averea mea materială cu acești depozitari ai trecutului. Dascălul meu, Grigore Priceputu, și alții ca el. Iar altă parte o las armatei pentru ajutorarea celor care au rămas infirmi, orfanilor, mamelor și văduvilor și tuturor urmașilor acelor martiri de care nu ne vom putea plăti în veac. Veți găsi îndată sumele pe care înțeleg să le las. Mai înainte însă mai e ceva. În ceea ce te privește pe tine, fiica mea, așa, deci să trecem peste amănunte mai puțin importante și să dăm citire legatelor pe care le înscrie testorul. Vă să zic? Ce s-a întâmplat? Domnule Modru, nu mai datorați câteva cuvinte. E un aliniat obscur și întrerupt, domnișoară. E cu putință? Să știți că nu merit nici neîncredere, nici suspiciuni. Profesiunea mea mi-impune oarecare îndatoriri. Îndatoririle acestea sunt cumva către domnul deputat? Nu, nu vreau să spun asta. Nu mi-am luat față de domnul Ionescu niciun fel de angajament. Din pricina asta am onoarea să mă aflu aici cu dumneavoastră. Atunci? Atunci ce? Domnule Modru, am auzit foarte bine. În ceea ce te privește pe tine, copila mea, despre care din copilele tatălui meu este vorba? Eu cred că acum este important să cunoașteți dispozițiile tatălui dumneavoastră. Domnule Modru, tatăl meu avea o părere excelentă despre dumneata. S-ar cuveni să înțelegi că acele dispoziții bănești nu mă interesează. Vorbele se referă la mine, Cireșica. Vedeți, eu nu pot să-mi permit să fiu indiscret și să dezvălui aici și acum acea ultimă mărturisire a testorului. O consider o chestiune strict intimă, de familie. Domnul avocat socotește că procesul dintre mine și doctor s-a încheiat definitiv și că cele cuprinse în testament
scrise de tatăl meu, vorbele lăsate sunt de prisos. Nu mai sunt avocat. Sunt prietenul dumneavoastră. Așa să fie. Așa este. Atunci îți îngădim să cunoști tot și să citești cele ce urmează. Mai bine zis, să le citești și pentru noi. Domnișoare Demetriană, mă înspăimântați. Dă-mi numele ce mi se cuvine. Așa cum dorești înascuns. Căci dumneata ești un om ascuns și viclean. Domnișoare Demetriană, eu nu sunt ceea ce crede dumneavoastră. Există însă și o altă soluție. Să depun manuscrisul pe masă ca să luați cunoștință singură de ce scrie. Soră dragă, cunosc de mai înainte acele vorbe ale tatii. Căci le-am așteptat de mult. Nu mai insista. Ceea ce te privește pe tine, copila mea, pare. Am avut o îndoială și o mâhnire. Îndoială că poate totuși am putut să mă înșel asupra cuiva. Știi bine la cine și la ce mă refer. Și fost foarte bucuros să-l fi nedreptățit, dar până la sfârșit mă voi păstra convingerea asupra caracterului. Așa că poate ar fi mai bine să-ți dau deslegarea înainte de... Acum, copila mea, fă așa cum îți dictează inima și conștiința. Simt că trebuie să facem ceva. Nu știu oare ce am putea face. Înțelegi, dumneata, domnule Modru, acum știu ce-mi trebuia să știu. Și nu mai am nevoie să știu altceva. Cireșica, exagerez ca întotdeauna. Nu înțelegi și tu că trebuie să săvârșim o faptă mare. Rezonabilă, fetiță, fapte mari. Mă tem și nu cred să fim capabile. Care o faptă bună de-am putea face. Și bine, hai să facem o faptă bună. O faptă bună, haide, dar spune acum imediat. Nu stai așa, spune. Nu știu ce să spun, stai cu minte. Nu știu. Într-adevăr, tu ai dreptate, ar trebui să fac ceva. Trebuie să fac ceva. Mi-așa? Mi-așa? Gata, ce zici, domnule Patru? Eu, tac. Aștept să reintru în posesia manuscrisului. A. Mai decât. Nu credeți că ar trebui să chemăm aici pe domnul Micu și pe doamna Agripina? Da. Pentru ce să-i chem? Să se bucure. Să se bucure și ei. N-au de ce să se bucure. Pe dânsii și tot nu-i mai interesează. Nu? Nu? Atunci ca să ne spună povești. Fetiță, ești
așa de copilă roasă că mi-e rușine de tine. Să nu-ți fie rușine și să știi că sunt foarte serioasă. Să ne spuie domnul Micu povestea lui cu societatea pe acțiu. Fetiță, nu mă supăra. Dar sunt bine încredințată când vezi tu pe Floara. Asta a fost una din marile realizări faimoase ale doctorului. Știi ce a făcut deputatul nostru? Da, să-mi spun. Știi ce a făcut? E o poveste fantastică din zilele noastre. Mi-a spus-o domnul Dionisie de 3 ori. Avea o biată moștenire din partea nevestei. Și ce s-a gândit? Să deschidă aici, în București, un magazin de librărie și papetărie. Atunci a venit domnul Ionescu, pe atunci directorul minister, cu o soluție admirabilă. Așa, Floarea, o societate pe acții, cum spun ei, cei din Dagma, domnul Ionescu. Între oameni noi se aduc și capitalul noi, se emit hârtii, se extinde comerțul. Domnul Dionisie lasă catedra, ce mai era de acum capitalist. Curând însă, lista Consiliului se schimbă, omul nu mai e în societate, acțiile sale nu mai au valoare, până când se trezește că alții au librăria și papetăria, iar el și doamna Agripina nu mai au nimic. Cum nimic? Dar asta se cheamă escrocherie. Și încă ceva, domnule Modru. Tata, la rugămintea Floarei, se oferă să-l ajute pe acest om necăjit și mă roagă să-i închiriez anexa proprietății mele. Așa i-au deschis bietul de aici. Și domnul Micu nu a cerut socoteală? N-a cerut ca să-și apere drepturile, în sfârșit să facă ceva? Da, da, și trebuie să știți că doctorul a fost foarte furios din pricina acestor sentimentalisme, adică să tratezi cu un om ca domnul Dionisie, așa cum am tratat noi, tata, Floarea și cu mine, pentru că trebuie să știi că domnul Dionisie îi făcuse proces, auzi, dumneata, îi făcuse proces lui nenea. Nu înțeleg de ce îți face plăcere să povestești toate astea și găsesc exagerată și peseria ta. Sora mea e de altă părere? Nu. Nu, dar trebuie să recunoști că și domnul Micu are o vină, nu? Și tu și eu și chiar și tata. I-au atras atenția la vreme, nu-i așa? Da. Bine. Să ne gândim și la foamea domnului Modru. Poftim. Asta e cireșica. Ia spune, asta socoți tu o faptă bună? Află, domnule Modru, că doamna Agripina prepară niște mâncăruri admirabile. Știi de ce le prepară așa de bine? Are impresia că le prepară pentru domnul Dionisie. Poate să-ți fie ție în minte, Floarea, ce trebuie să facem. Adică, ce trebuie să faci tu. Că eu știu ce am de făcut. Ce ai tu de făcut? Sunt hotărâtă să mă duc la Cluj, să pun flori pe mormântul unui general necunoscut, adică pe care abia acum l-am cunoscut. Oh, eu l-am cunoscut dintotdeauna bine pe tata. Poate vrei să mergi și tu? Să-i cer voie. Cui? Fără doctor! Sărut mâinile! Domnul profesor este exact. Faceți cunoștință. Domnul avocat Modru, domnul profesor Micu. Onorat. Pare bine, domnule profesor. Aș putea să știu, domnule profesor, ce mâncăm azi? Desigur, domnișoară. Iată meniul întocmit de soția mea. Mulțumesc. Și vin de târnate, care sper să placă și onoratului oaspete. Domnule profesor, îmi place vinul de târnate. Eu sunt de dincolo de ori, din Făgăraș. Ah. Mirarea domnului profesor e prefăcută. I-am spus cine ești. Așa este. Observația domnișoare este întemeiată. I-am spus, domnule avocat, și istoria cu societatea pe act. Ați făcut bine ca întotdeauna, dar desigur acum cred că nu este nici vremea și nici locul potrivit pentru... Nu, oricând doriți, domnule profesor. Vă mulțumesc.
Deocamdată, ca profesor cu metodă, am întocmit un repertoriu de 46 de afaceri, care sunt, cum să vă spun, în contradicție cu țara și nația. Afacerea ale domnului deputat sau, mă rog, ce mai fi domnia sa pe acolo. Restul mai târziu. Domnule profesor, mi-e foame. Domnule Micu. Da, doamnă. Am o rugăminte. Vă rog, prea onorat. Aș dori să ajungă cât mai degrabă telegrama asta. E adresată soțului meu la Cluj, Hotel Central. Am înțeles. Domnișoară. Domnule. Domnule profesor. Da? Soțul dumneavoastră e la Cluj? Da, l-am rugat să mă aștepte poimine dimineața, la ora 11. Domnule Modru, doar ne rog puțin vin, altfel... Ce-ai pus la cale floare? O întâlnire de afaceri. Ce te-ai obișnuit doar tu să pui la cale câte ceva, Cireșico? Doamnă? Domnișoară? Domnule? De când ne-am despărțit de alaltăieri, domnule Neagu, am trecut prin atâtea întâmplări, am aflat atâtea lucruri sublime, dar și oribile, încât mi-ar fi trebuit o viață de avocatură, nu o zi. Nu un proces, 10, 100. Afacerea doctorului... Canalie, nu doctor. Un odios exponent al canalului social. Scursura unei clase, domnule Modru, care înneacă societatea. Am o nedumerire în ceea ce te privește, domnule Neagu. Dumneata e socialist? Dacă sunt sau nu sunt, nu are nicio importanță. Văd că ne înțelegem bine și fără să ne facem declarații de opinie politică. Chiar că n-are niciun fel de importanță. Am observat însă că dumneata dai un diagnostic exact. Unor anumite cazuri. Nu înțeleg. La ce vă referiți? De chiar pentru cazul pentru care plec la Cluj. Evident, mă duc pentru afacerea cu testamentul. Ea se va rezolva de la sine. Dar eu plec acolo și pentru altă afacere. Un alt proces al domnului Ionescu. Stați că nu pricep. Am înțeles că e refuzat colaborare. Ai priceput bine. Colaborarea cu el, da. Uite ce te rog, domnule Neagu. Da? În lipsa mea să mergi la justiție. Să cauți dosarul societății pe acțiuni librăria noastră. Cu precădere, acțiune intentată de domnul Dionisie Micu. Notează, te rog. Da, da. Dionisie Micu, fostul vicepreședinte al societății. Așa. Te mai interesezi de dosarele trecute pe această listă. Toate amănuntele legate de ele. Domnule Modru, crezi că e bine ce faci? Nu cutezi prea mult? De data asta nu va scăpa prea ușor. Cunosc ospitalitatea clujenilor, domnule Claudiu. Am nici chiar așa. Mă simt jenat. Nu trebuia să mă așteptați la gara. Neagu mi-a spus că veniți cu trenul de noapte și am ținut neapărat să vă întâmpin, domnule Modru. Nu atât din politețe, cât mai ales din prudență. V-am spus doar. Mi-e frică. Eu vă repet, nu înțeleg de ce vă e frică. O să înțelegeți mai târziu. Vă rog să mă iertați că nu vă pun la dispoziție un automobil, dar eu prefer tresura cu cai. E mai sigur și mai comod. E destul de încăpătare și ar fi putut veni și domnișoara Cireașa. Dar dânsa a ținut neapărat să ducă flori la mormântul excelenței sale. Și atunci unde mergem? Vom zăbovi puțin timp la mine, iar după aceea vom merge la casa unde a locuit excelența sa. Suntem așteptați. Mai repede, te rog. Hai,
Excelența sa, domnul general Orațiu Demetrian. La Cluj ca să accept testamentul tatălui meu. Testament care vă dezmoștenește. Dacă vrei, dumneata ne dezmoștenește. Cuvântul îl găsesc însă nepotrivit și am asupra acestui act o cu totul altă părere decât dumneata. Da? Mă mir! Avem impresia că domnul notar acceptase punctul meu de vedere. La fel și domnul avocat. La fel și domnul doctor alienist Herța, de asemenea domnii magistrați, cărora am avut cinstea să le vorbesc și cărora le-am expus cazul. Se poate? Să verificăm. Acceptă domnul notar punctul dumitare de vedere? Mă rog, domniilor voastre, eu nu accept nimic. Domnule Modruf, ai acceptat dumneata așa ceva? Nu. Cred că nu. Ce înseamnă această punere în scenă? Cum îți permiți să adopți atitudinea asta față de mine? E într-adevăr o punere în scenă. Am vrut să am martori. Nu atât pentru cele declarate, cât mai ales pentru o declarație mult mai importantă. Să știi că nu-ți permit să urmezi pe acest ton. Cu toate astea, domnule, am să urmez pe tonul care îmi convine. Socot operațiile dumitale împotriva tatălui meu, că încheiind o serie de uneltiri și de jigniri. Am răbdat multe până acum, sunt hotărâtă să nu mai rapt. Înțeleg bine sau nu știi ce spui? Înțelegi foarte bine. Bine, dar e o aberație. Nu-i momentul să rămâi singură și dezarmată. Eu am pentru tine un sentiment adânc care a sporit în acești ani de căsnicie. Da, iar acum probabil testamentul, precum și averea cuprinsă în el, sunt un nou motiv de sporire, nu? Eu urmând a uita repetatele acte de violență și cinism, ca să nu mai amintesc de umilitoarele dovezi de infidelitate, pe care am obișnuit de mult să le suport. Iubânsule, cum ai putut uita grijile, atențiile mele, luxul
pare, te-am înconjurat. Luxul pe care mi l-ai oferit făcea parte din recuzita succeselor și campaniilor dumitale. Să știi că aș fi avut dreptul să te dau eu pe tine la o parte. Aș fi găsit combinații mai bune, mai interesante. Poftim, iată recunoștința. Sunt silită să declar că ai dreptate și că sunt cu totul nerecunoscătoare. Și atunci? Atunci? M-am jignit. Toate succesele dumitale nedrepte și neleale. Mă îndoiesc de echilibrul rațiunii tale. Nu te îndoi! Ai putea avea prilejul să mă auzi dezvăluind în fața magistraților unele din campaniile dumitale care nu foloseau onestitatea drept armă. Ca din cer! Ca din cer! Am crezut că am lângă mine o soție onestă! Nu te înșela. Atunci, iubești pe altul? Nu. Mă pricep. Mi-ești indiferent și nu te stimez. Din punctul dumitale de vedere, ar putea să pară o prostie. Pentru că după dumneata, o familie poate exista și cu indiferență și fără stimă. Dumneata l-a socotit nebun pe tatăl meu când a aflat de felul în care și-a redactat testamentul. E bine, află că-i semăn! Sunt din altă plămadă decât dumneata. Rămâi cu morți și cu nebunii. O să mă cauți tu. Părțirea noastră a fost hotărâtă de la începutul lumii. Domnule avocat? Domnișoară? Domnule avocat, am motive să cred că suntem datori dramelor vieții cu o compensație. Domnișoară? Domnule notar, vă rog să mă iertați puțin. Fiți amabilă. Trebuie să vă spun că încă de la prima dumneavoastră apariție în biroul meu... De la prima mea apariție în biroul dumitale nu am avut altă intenție decât să te cunosc și să te cuceresc. Exact. Să te cunosc și să te cuceresc. Dar dacă eu vroiam să te cuceresc de la partea adversă. Curând însă mi-am dat seama că viclenia mea a fost o capcană pentru mine. Mai ales pentru mine, domnișoară. Dar mai ales având și alte motive. Am avut și alte motive să cred că nu sunt indiferentă, dar chiar având unele intenții în ceea ce mă privește. Domnișoară și domnule, mă rog frumos, ascultați-mă câteva secunde. Vă atrag atenția că momentul nu este bine ales pentru tranzacții serioase. Și că în momentul de față sunteți jucăria unei eterne iluzii. Motiv să nu întârziem, domnule notar, până nu cunoaște dezamăgirea. Având unele intenții în ceea ce mă privește și în ceea ce vă privește, îți permit să mă săruți. Așa de față cu toată lumea? Dacă toată lumea se simte stingerită, nu are decât să se uite în altă parte.